Bună ziua! Facem astăzi Turkish Delight sau Lucum, varianta care este foarte simplă, deci care nu durează mult la răgaz și nu trebuie foarte mult zahăr. Deci este un semi-rahat care seamănă mai mult cu gelatina, deși nu folosim gelatină. O să avem nevoie de portocale, o să avem nevoie de rodi și am aici și mandarine. Fiecare o să le storc separat, o să avem nevoie de fructe 400 de mililitri din fiecare fel, o să avem nevoie de zahăr între 70 și 100 de grame, depinde de cât sunt de acre sau dulci fructele. O să avem nevoie de pentru fiecare 400 ml de zeamă de fruct, 40 de grame de amidon. Dacă nu aveți cântar, 3 linguri pline. O să fie 40 de grame. 25 de grame de unt pentru fiecare. Asta vine cam o lingură de unt. Zahăr am spus și o să avem nevoie de nucă de cocos. Pentru început o să stoarcem fructele care le-am spălat foarte, foarte bine cu bicarbonat și așa le-am șters. Eu o să iau coaja pentru că le păstrez cu zahăr pentru dulciuri și pentru prăjituri. Stoarcem fructele. După ce am stors portocalele, acum o să le dau prin sită și iau cantitatea de 400 de mililitri. Să stoarcem și mari mandarinele. Stoarcem și mandarinele. Și le-am dat prin sită. Deci 400 mililitri. Vă arăt cum desfacem rodia. Deci, căpăcel deasupra. Urmă tăiem ca la portocală. Felii. Așa. Și o desfacem. Și o curățăm. Bucățică cu bucățică. Nu lăsăm pielițe astea albe, pentru că sunt amare. Deci, o curățăm. Toată. Cum o să-l dăm la blender? Este gata. Cum o să-l stoarcem? Scuze, îl dau prin sită. Să cântărim cantitatea ce am obținut-o. O să completez la ea ori cu apă, ori cu sirop. Eu o să pun un sirop și atunci o să iau din cantitatea de zahăr. Orice sirop aveți acasă. 400. Am folosit un sirop dulce, înseamnă că o să iau din zahărul. Să punem mandarinele, punem zahărul, 70 de grame o să pun. O să punem și amidonul. Punem și o lingură de zeamă de lămâie, s-a colorat de la rodie. O să amestecăm foarte bine la rece, deci nu l-am pus pe aragaz încă. Am amestecat bine zahărul cu amidonul și lămâia și o să procedez așa și cu celelalte. Am aici portocalele, pun zahărul, amidonul, tot 70 zahăr. Vedeți, dacă trebuie mai dulce sau mai puțin dulce, le amestec. Eu o să fac două deodată. Rodia o fac separat, deci deși nu vă recomand, o să fac două în același timp pe aragaz. O să fie mai greu, dar așa vreau să. Am și lingura de lămâie. Amestecăm foarte, foarte bine. Și formăm la aragaz.
Am pus pe aragaz. Amestecăm fără oprire. Se observă că începe să se facă. O să încercăm să scoatem cât mai mare cantitate de apă. Deci nu trebuie să rămână apă. Amestecăm și o să vă arăt cum trebuie să arate. Încă mai trebuie. Deci să nu se curgă foarte greu de pe lingură. Încă nu e bine. Dacă lăsați cu apă, nu o să iasă bine. O să iasă umedă și după ce se răcește. Nu ne oprim. Vă arăt cum arată. De 10 minute tot îl amestecăm. Așa trebuie să arate. Vedeți? Curge foarte încet de pe lingură. Mai trebuie cam un minut. Cel de mandarină este gata. Așa arată. Curge foarte greu de pe lingură. Acum o să pun bucățica de unt și l-amestec bine. L-am luat de pe aragaz. L-am amestec bine până se unește cu compoziția. Cel de portocale încă nu este gata. Este gata și cel de portocale. A fost pe aragaz mai mic, pe flacără mai mică. O să-l luăm deoparte și punem untul. Deci, din momentul când s-a îngroșat, l-am amestecat în continuu 10 minute. Așa arată. Acum o să-l scoatem în tavă. O să încerc să-l întind. Și pun și cealaltă lângă. Puteți să faceți în vase diferite. Eu vreau în aceeași. Punem și cel de portocale. Puteți să puneți în vase diferite. Ca o grosime de un centimetru, așa. Le tăiem să obținem niște cubulețe frumos. Întindem. Am pus un pic de ulei pe lingură să pot să-l întind mai bine, mai ușor. După ce l-am întins, o să pun peste ele nucă de cocos. Puteți să puneți și zahăr pudră cu puțin amidon, dacă nu vă place cu nucă de cocos. Acum lăsăm să răcească la temperatura camerei și până puteți să le puneți și la frigider, eu nu o să le pun. Las la temperatura camerei. Acum să-l facem cel de rodie, l-am gustat, e foarte dulce, am pus și sirop dulce la el. Poate o linguriță, două de zahăr, atât o să pun. Să pun și amidonul. Și la aragaz îl facem ca și pe celelalte. Am amestecat foarte bine la rece. Cu amidonul și cu puținul zahăr care l-am pus și acum la aragaz. Cu cât amestecăm mai mult, gustul de amidonul se ducă și devine mai transparent și cu culoare mai frumoasă. Ulei, am pus și niște forme. O să presez încă de cocos și ca celelalte le acopăr și le las la răcit să răcească. Răcească foarte, foarte bine. La temperatura camerei, dacă vă grăbiți, porma se poate pune la frigider. Eu le las până dimineața. O să ne întâlnim cu rezultatul final, după câteva ore. L-am lăsat 2 ore numai. Am
pus pe balcon, rece. O să-l scoatem pe tavă. Am întors pe tavă. Să-l presar cu nucă de cocos. Normal ar fi trebuit nucă de cocos măruntă. Este destul de mare, n-am găsit măruntă, dar este bună. Să folosesc un cuțit. Cuțitul ori îl ungem cu puțin ulei sau cu amidon. O să tai bucăți. Am zis, punem ori amidon, ori ulei și tăiem cubulețe. Sau un centimetru jumătate sau depinde cum doriți, nu are importanță. Și o să le tăiem pe toate. Și continuăm așa până terminăm pe toate de tăiat. Sunt foarte bine făcute. Dacă greșim cu cantitatea de apă, atunci iese foarte apos. Așa este bine, cum le-am făcut. Continuăm așa până le facem pe toate. Și din formă iese foarte ușor, din cauza că am pus puțin ulei. Este rețeta neautentică, deci nu cea autentică, o cea autentică are foarte mult zahăr și o să vă fac și într-o zi o să vă fac, dar trebuie foarte mult lucrat cu el, 40 de minute aproape la răgaz, trebuie amestecat, dar o să facem și cea autentică într-o zi. O mai găsiți și sub denumirea de halcum. De fapt, numele mai corect tradus ar fi înghițitură. Este gata rețeta noastră de Turkish Delight sau lucum cu gust de fructe, foarte bun pentru copii. O să găsiți tot ce am folosit sub video. Acum să vă arăt cum arată. Și bună să vedem. Să vă arăt cum arată. Arată pe dinăuntru. Vă arăt și cea de mandarine. Arată. Și cea de rodie. În Turcia am văzut foarte mult, spun colorant, eu nu vreau așa ceva, mai ales dacă este și pentru copii. Și asta este de rodie. Și asta este rețeta pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere! Am pus o hârtie de copt într-o tavă și cu foarte, foarte puțin ulei o să ung să l-am pregătit.